Finalul, cel care și-a ucis soția educatoare, a fost prins de polițiști după 4 zile de căutări. Roxana Ciucă este din nou în legătură telefonică directă cu noi. Roxana, aceasta este informația momentului. Criminalul a fost prins de polițiști. Da, bine te-am găsit, Cătălina. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Este o informație în exclusivitate pentru Antena 3. Așadar, soțul femeii ucise, presupusul criminal în acest dosar, a fost depistat în urmă cu câteva minute de oamenii legii, de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu ofițerii serviciului Omorul, cei care i-au refăcut traseul, au vizionat camerele de supraveghere și au muncit la foc automat. Se va merge din moment în moment cu el către Poliția Capitalei pentru audieri, iar mai apoi se va veni cu bărbatul de 44 de ani aici, acasă, pentru reconstituire, pentru că așa spune procedura, trebuie să aduci persoana respectivă acasă ca să arate exact de unde a luat cuțitul, poate a venit cu el și exact cum s-a întâmplat totul. Așteptăm să vedem, pentru că primim informații din moment în moment. Cam aceasta este informația momentului. Bărbatul a fost prins, evident va fi reținut pentru 24 de ore. Mâine sau, da, cel mai probabil mâine va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, acuzație de omor, riscă să-și petreacă aproape tot restul vieții în spatele gratiilor. Vă spuneam că toată ziua am scos astăzi informații în exclusivitate despre acest dosar, faptul că a trimis la câteva ore după ce și-a omorât soția, a trimis un bilet prin curier cu o trotinetă pentru fetița cea mică de 13 ani, 200 de lei pentru fata cea mare de 17 ani și vă povesteam tot în exclusivitate ceva mai devreme de biletul pe care l-a trimis în respectivul colet, un bilet de două pagini în care scria: sigur ajung la închisoare, dar nu-mi cer iertare. Vreau să vă invit și să vă rog să rămâneți alături de noi pe Antena 3 pentru că încercăm să revenim în direct cu imagini, cu momentul în care acest bărbat va fi dus la audier la Poliția Capitalei, după ce 4 zile s-a plimbat liniștit. Așteptăm să vedem unde a fost ascuns, dacă l-a adăpostit cineva și dacă l-a adăpostit cineva, cu siguranță acea persoană intră la complicitate. Foarte importante aceste informații, Roxana Ciucă. A fost prins criminalul educatoarei. Așteptăm detalii despre modul și locul unde a fost prins. De asemenea, explicații din partea poliției de ce această femeie nu a fost protejată după nenumărate plângeri făcute către forțele de ordine. De asemenea, a fost și în instanță pentru a cere evacuarea acestui individ din locuință. Mulțumesc că revenim cu alte informații.